Zeci de mii de oameni au protestat la Praga împotriva guvernului ceh. Oamenii au cerut coaliției aflate la putere să ia măsuri pentru a controla prețurile tot mai mari la energie și și-au exprimat totodată nemulțumirea față de Uniunea Europeană și NATO. Organizatorii evenimentului spun că scopul lor a fost acela de a cere o schimbare pentru ca economia țării să nu fie distrusă în această toamnă. Aproximativ 70.000 de manifestanți cehi și-au strigat nemulțumirile față de exploziile prețurilor pe străzile din Praga. Protestul din piața Vâclav, din centrul orașului, a avut loc la o zi după ce guvernul a supraviețuit unei moțiuni de cenzură, în contextul în care opoziția acuză că nu se iau măsuri împotriva creșterii inflației și a prețurilor la energie. Moțiunea de cenzură a arătat cum criza energetică din Europa alimentează instabilitatea politică în contextul în care prețurile tot mai mari la energie amplifică inflația, situată deja la niveluri record în ultimile trei decenii. Iar organizatorii evenimentului spun că demonstrația a avut un scop clar. Scopul demonstrației noastre este de a cere o schimbare, în special rezolvarea problemei prețurilor la energie, mai ales la electricitate și gaz, care ne va distruge economia în această toamnă, a spus unul dintre organizatorii evenimentului. Mai mult decât atât, inițiatorii demonstrației, membrii ai unor forțe politice radicale, atât de extremă dreaptă cât și Partidul Comunist, spun că Cehia, țară care deține în prezent președinția semestrială a Consiliului UE, ar trebui să fie neutră din punct de vedere militar și să-și asigure contracte directe cu furnizori de gaz, inclusiv cu Rusia. Premierul Petr Fiala, care conduce o coaliție de centru-dreapta formată din 5 partide, acuză că protestul a fost organizat de forțe proruse și spune că protestatarilor nu le pasă de interesele țării.